Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto. Astăzi vom discuta despre Bitcoin, vom vedea de ce a scăzut, de ce am pierdut suportul de la 20.000, un suport foarte, foarte important, da? Și vă spuneam ieri că este foarte probabil dacă vor apărea câteva știri negative ca acest suport să fie pierdut, da? Și să ne ducem din nou în această zonă, da? De 19.000, 18.000, ba chiar 17.000, 600, 17.500, cum s-a mai întâmplat în trecut, da? Așadar, vom vedea practic ce s-a întâmplat, care sunt evenimentele care au dus la această mini prăbușire, mini dump, da? Avem aici o scădere de undeva la, cred că 4-5%, ia să vedem. 6% dacă luăm și în considerent și acest week, da, deci putem observa că a fost prețul Bitcoin chiar și la 18.900 în ultimele 24 de ore. Suntem pe time frame-ul de daily, deci aici putem vedea fiecare candle ce a făcut, mă rog, ce a făcut prețul Bitcoin, cum a oscilat în 24 de ore. Deci la momentul actual am avut o scădere de pe la 20.100 și un pic până pe la 18.900, scădere destul de importantă și vom vedea imediat ce a cauzat această scădere. Desigur, trebuie să țineți cont de faptul că într-un bear market, cum v-am spus și în alte videouri, într-un bear market, suporturile sunt mai fragile, iar rezistențele sunt foarte puternice, da? Asta se întâmplă într-un bear market. În schimb, într-un bull market, da, se întâmplă ca suporturile să fie mult mai puternice, iar rezistențele să fie sparte cu ușurință, da? Bun, deocamdată ne aflăm într-un bear market, deci suporturile se pierd foarte, foarte ușor. Așadar, haideți să vedem ce s-a întâmplat aici. Avem o știre destul de importantă legată de Jerome Powell și de anumite afirmații pe care acestea le-a făcut. Jerome Powell, pentru cei care nu știu, este președintele al Fed, da? Practic Rezerva Federală, deci Banca Centrală a Statelor Unite ale Americii. Deci o persoană foarte importantă acesta ne spune că nu este nicio garanție, nu avem nicio garanție că Fed-ul, Banca, mă rog, Rezerva Federală, Banca Centrală a Americii poate evita o aterizare forțată, să spunem așa. Adică ce vrea să spună? Ne spune practic că Fed-ul nu poate prezenta nicio garanție că nu va exista o recesiune. Și despre acest lucru vă vorbeam chiar de acum 2-3 săptămâni, când a fost acel meeting al FOMC, da, în care s-a majorat rata dobânzii de referință cu 0,75 puncte procentuale, da? Atunci Jerome Powell era mai optimist, cu toate că în continuare spune că America încă este o țară foarte puternică, economia este foarte puternică și așa mai departe, dar se pare că din ce în ce începe să vină cu anumite afirmații care ne dă de înțeles desigur că încearcă să oficializeze această recesiune. De pe 15, după ce s-a terminat meeting-ul FOMC, făcusem acest video, da, în care vă anunțam că suntem realmente într-o recesiune. Apoi l-am avut, din câte v-am arătat, da, și ieri, acest articol în care Mike Novogratz, unul dintre miliardarii lumii, ne spunea fix același lucru: ne îndreptăm către o recesiune, foarte, foarte rapid către o recesiune. Apoi am avut un alt articol în care CEO-ul de la ARK Invest, da, ARK Invest, o companie foarte importantă care are în administrația sa aseturi în valoare de undeva la 60 de miliarde de dolari, da? Deci Cathie Wood este CEO-ul acestei companii și aceasta ne spunea cam același lucru, doar că mai recent, acum pe 28, în schimb Mike Novogratz pe 16, video acesta 15. Așadar, la momentul actual putem observa că din ce în ce mai multe persoane importante vin și ușor, ușor încearcă să oficializeze această recesiune. Încă nu este recunoscut la nivel mondial. Bun, întâi oficializarea se va face de către țările importante, da, de Statele Unite ale Americii, apoi
toată această oficializare va trece și în planul B, să spunem așa, cel puțin pe partea de Europa avem câteva țări, mă rog, câteva țări, majoritatea țărilor care urmează cam ceea ce fac și Statele Unite ale Americii, da, de exemplu, printre care se numără desigur și România. Deci, în momentul în care Jerome Powell sau ceva persoană foarte importantă din Statele Unite ale Americii va ieși și va spune în mod oficial, ne aflăm într-o recesiune, da? Atunci vom vedea și în România ieși, nu știu, un prim-ministru, un președinte, un ceva care va spune fix același lucru. Pentru că, na, ce fac în general doar copiază ceea ce fac cei din Statele Unite. Cei din Statele Unite au majorat rata dobânzii de referință cu 75 puncte procentuale. La fel se va întâmpla și în România cu 0,50 sau 0,75, același lucru, da, același model, doar copiază ceea ce fac din cei din Statele Unite ale Americii. Bun. Deci cam asta este la momentul actual. Ne aflăm într-o recesiune de ceva timp. Încă neoficializată, se încearcă oficializarea ei cu pași mărunți, să spunem așa, dar până la sfârșitul acestui an cred că se va oficializa și va fi recunoscută această recesiune de către mai toate statele, începând cu Statele Unite Americii, ei dau startul desigur. Bun, și trecem mai departe. Aici avem tot așa pe Jerome Powell, la ECB Forum, mă rog, European Central Bank, deci practic să spun așa o întâlnire multor persoane din Europa, dar și din alte state, de exemplu Statele Unite Americii, care avem pe Jerome Powell aici. Și în această conferință, să spunem așa, avem o afirmație făcută, o afirmație destul de interesantă făcută de către Jerome Powell. Haideți să vedem, stați un pic să vedem, sper că auziți și voi ce aud și eu, stați așa, să dăm doar primele 10 secunde, nimic. Nu vă țin 2 minute. Ia. One way to say it would be I think we now understand better how little we understand about That's not very reassuring. No, but honest. Ok, deci practic ceea ce a spus este faptul că el crede că acum înțelegem mai bine cât de puțin înțelegem despre inflația asta în contextul în care, da, Fedul a printat trilioane, efectiv trilioane de dolari pe durata ultimilor 2 ani, deci 2020 și 2021, au printat o grămadă de bani, da? Undeva la 30% din banii care erau în circulație. Sau cea deja, mă rog, au printat o grămadă de bani, undeva la 20 de trilioane de dolari. Ca să vă faceți o idee, piața cripto la all-time high a avut ca și capitalizare totală undeva la 3 trilioane și un pic, iar Fedul, da, Rezerva Federală, Banca Centrală a Statelor Unite ale Americii, a printat bani, da, deci a printat 20 de trilioane de dolari în doar 2 ani, iar acum acest om, acest președinte al Fedului, practic vine și ne spune că uite cât de puțin știam noi despre inflație, că noi nu știam că se va întâmpla asta dacă vom printa o grămadă de bani, nu știam că acest lucru se va întâmpla. Noi nu am învățat economie, noi suntem aici, am venit și noi de pe stradă și haideți ne-a pus aici președintele Fedului. Da, foarte, foarte interesant aceste afirmații, dar în curând se va oficializa și această recesiune și atunci lucrurile, probabil că, nu știu, probabil că vom vedea Bitcoin, dacă nu anul acesta, anul viitor, chiar și spre 12.000, 10, 11, 12.000, prin acea zonă, foarte important. Pentru mine e ok, eu chiar aș vrea să văd Bitcoin prin acea zonă, ca să pot să acumulez mult mai mult decât în momentul actual. Dar știu că sunt multe persoane care sunt pe minus cu 50%, 60%, 70%, 30% și așa mai departe. Îmi pare rău pentru acele persoane, dar aceste lucruri se întâmplă. Sunt persoane care câștigă, sunt persoane care pierd. Nu toți câștigătorii câștigă mereu, nu toți pierzătorii pierd mereu și așa mai departe. Trebuie totuși să evităm să ne băgăm bani. Știu că mulți au făcut acest lucru și au băgat banii de chirie, banii de pâine, banii de mașină, banii de casă, banii de vacanțe și așa mai departe și au băgat toți banii în cripto. Acest lucru este de evitat în general. Trebuie să băgați banii pe care îi avem de băgat în investiții, da? Dar și acolo trebuie diversificare și așa mai departe. Haideți să nu lungim foarte mult de acest video și să trecem mai departe. Oricum, prin 2024-2025, o să foarte probabil că vom avea un nou all-time high pe Bitcoin.
Așadar, stați liniștiți cei care v-ați cumpărat Bitcoin, nu știu, la 40.000, pentru că își va reveni, trebuie doar să aveți răbdare. Asta este foarte, foarte important. Majoritatea persoanelor, majoritatea criptoinvestitorilor nu prea au răbdare și din această cauză, în general, cumpără, nu știu, cumpără când de aproape de all-time high și vând la bottom, vând când văd că este la 12.000, vând când văd că este la 17.000, se sperie și au vândut tot și au ieșit în pierdere și foarte probabil că vor avea anumite frustrări, vor da vina pe alții, niciodată nu este vina lor și așa mai departe. Haideți să trecem un pic mai departe și să vedem încă un eveniment major care s-a întâmplat și care cred că a dus și a contribuit foarte mult și acest eveniment la acest mini crash, da, o scădere de 5%. Unde este? Aici Grayscale. Grayscale dă în judecată SEC-ul din SUA pentru respingerea cererii sale de Bitcoin ETF. Ce se întâmplă în acest caz? Cei de la Grayscale sunt o companie, un fond de investiții destul de mare, au în administrare partea asta de cripto undeva la 18. Da, 18 miliarde de dolari, cam așa, în jurul la 18 miliarde de dolari. Și aceștia doreau crearea unui ETF pentru Bitcoin pe partea de spot, da, mă rog, există spot ETF-uri în modalitatea futures, de tip futures și de tip spot. De tip spot nu prea există futures, da, deci pe partea asta de derivate și aceștia doreau crearea acestui ETF în modalitatea spot. Acest lucru nu s-a putut, da? SEC-ul a respins de mai multe ori această cerere a celor de la Grayscale, au mai respins și aceeași cerere, dar de la diferite alte fonduri de investiții și de alte companii. Putem observa aici că au mai fost alte companii, de exemplu, unde este Valkyrie, aici Valkyrie, Skybridge, Fidelity și așa mai departe, au mai fost și alte fonduri de investiții care au dorit a face acest lucru, dar SEC-ul în continuare respinge aceste cereri. Ia să vedem. Grayscale Investments a anunțat miercuri că a dat în judecată Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, după ce autoritatea de reglementare a respins propunerea managerului de active digitale de a lista un fond tranzacționat la bursă de Bitcoin ETF. La vedere. SEC a declarat că propunerea lui Grayscale de a lista ETF-ul nu a îndeplinit standardul conceput pentru a preveni practicile frauduloase și pentru a proteja investitorii. Același lucru îl invocă de fiecare dată când sunt propuse ETF-uri spot de Bitcoin. Asta este argumentarea celor de la SEC. Iar acum cei de la Grayscale vor da în judecată SEC-ul, da? Deci, practic, comisia aceasta de pentru bursă și valori mobiliare din Statele Unite ale Americii, da? Acesta este încă un lucru destul de important care s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, da? Această respingere a acestui ETF spot pe Bitcoin. Dacă era acceptat, foarte probabil că Bitcoin ar fi văzut un pump destul de important. Ia să vedem un pic ce rezistență avem aici. Deci, foarte probabil că ar fi ajuns măcar prin această zonă 26.000, 29.000, pentru că ar fi fost introdus în Bitcoin undeva la 18 miliarde de dolari, da, în cele asset-uri pe care ele au în gestiune. Și pe lângă asta ar fi fost trigăruite, ar fi fost activate foarte multe orderuri de buy, da? Bun. Ia să trecem mai departe. Aici mai avem încă un lucru foarte o știre foarte importantă, care și acest eveniment cred că a dus la acest mini crash, da, de 5%. Aici avem fondul de investiții Three Arrows Capital, care practic au fost lichidați, da, s-a dat ordinul de la un tribunal din insulele Britanice, Virgine, și practic aceștia aveau sediul acolo și s-a ordonat, da, s-a dat ordin ca aceștia să fie lichidați, da, pentru că nu mai puteau să-și permită să aducă colateral și așa mai departe. Da, deci aceștia au fost lichidați, aveau asset-uri în gestiune destul de importante, da, și acest lucru, dacă ei au fost lichidați și li s-a vândut Bitcoin sau ce aveau ei, în general Bitcoin aveau și ETH,
Foarte probabil că și acest lucru a contribuit la acest dump din cazul Bitcoin, da? Mă rog, nu a fost doar Bitcoin, pentru că după cum știm, în momentul în care Bitcoin scade, scad și celelalte criptomonede în general cu mult mai mult decât scade Bitcoin din punct de vedere procentual, da? Dacă Bitcoin scade cu un 5%, celelalte în general scad cu un 7, 10, 15, 20%, da? Pentru că Bitcoin, având o capitalizare de piață foarte mare, este mult mai greu de manipulat, să spunem așa, da? În schimb, dacă e o criptomonedă care are o capitalizare de piață de 100 de milioane de dolari, aceea este mult mai ușor de manipulat, da? Și efectiv de dumpat. Bun. Trecem mai departe. Aici avem o știre legată de Sam Bankman-Fried, CEO-ul de la FTX, da? Unul dintre cele mai mari exchange-uri din lume la momentul actual. Deci aici pe CoinMarketCap și putem observa că la momentul actual se află pe locul 2, da? Nu doar din punct de vedere al volumului, din punct de vedere al volumului, poate că sunt și altele care au un volum un pic mai mare, dar mă rog, aici au mai mulți factori în considerent pentru care FTX-ul este pus în poziția a doua. Dar este în top 3 exchange-uri la momentul actual, da? Binance fiind pe primul loc. Și ce ne spune acesta? Ne spune că multe exchange-uri sunt insolvente în secret. Deci, practic, vor declara faliment în curând și investitorii care au băgat bani în acele exchange-uri, care țin banii pe acele exchange-uri, foarte probabil că își vor pierde banii, da? Vor fi, să spunem așa, victime colaterale ale acelor insolvențe, da? Ale acelor falimente și așa mai departe. Deci, încă câteva lucruri importante. Acest Sam Bankman-Fried, care este și prin una dintre cele mai importante persoane din piața cripto, dar și unul dintre miliardarii din cripto, a achiziționat de curând încă două exchange-uri care se aflau în pragul falimentului, să spunem așa. Un exchange se numește Liquid și acesta a fost victima unui atac de 100 de milioane de dolari, da? Deci au fost furați de la acest exchange 100 de milioane de dolari, acest exchange denumit Liquid. Acum aparține celor de la FTX, da? Deci aparține lui Sam Bankman-Fried pentru că el este CEO FTX și, mă rog, așa. Apoi au mai cumpărat un exchange canadian denumit Bitvo, da? Bun. Cam asta e la momentul actual. Atenție, stați foarte atenți pe ce exchange-uri vă țineți banii. Eu cred că dacă aveți, nu știu, puțin bani, vorbim de sute, poate mii de euro sau dolari, e ok să țineți pe Binance. Bine, pe Binance e foarte ok să ții chiar și sume mai măricele, depinde acum. Dar pe exchange-uri gen, nu știu, astea după care trec de poziția 20, da, deci... Uite, Liquid este o poziția 20 la ce exchange-ul cumpărat de către și la FTX, exchange-ul care a avut un hack prin care s-au substras 100 de milioane de dolari, poziția 20, da? Deci stați foarte atenți la majoritatea exchange-urilor care depășesc poziția 10. Aici vedem că pe poziția 16 este Crypto.com, nu știu de ce a scăzut așa de mult în clasament. Vor avea brășe de securitate, vor avea chestii, nu știu exact, văd că acest scor este oarecum micuț, la momentul actual știu că scorul îl aveau mai mare. Bine, acest scor nu se ia doar pe baza câți utilizatori ai, câte persoane vizitează acel exchange, ce volum are și mai departe, se ia pe baza mai multor variabile. Dar au în continuare un volum important de tranzacționare, undeva la aproape jumătate de miliarde de dolari în ultimele 24 de ore, dar exchange-uri precum, nu știu, MEXC sau OKX, OKX este de fapt ok, nu știu, Bittrex, Bitmex, ZB.com, XT, mă rog, exchange-uri care nu prea sunt cunoscute, da? care au avut hack-uri în trecut și așa mai departe, care au fost hack-uite în trecut și așa mai departe, acestea ar trebui să nu fie luate în considerent pentru depozitarea banilor pe acele platforme, da? Și ținerea lor efectiv pe acele platforme. În general nu prea e ok să ții banii pe exchange-uri, da? Totuși Binance este destul de sigur, da? ca și exchange.
Dar mult mai ok este ca să ții banii pe un wallet al tău, da? Să poți muta acele criptomonede când dorești tu. De asemenea, pentru cei care nu știți, dacă vă țineți banii pe Coinbase, în cazul în care Coinbase va da faliment, cu toate că este foarte improbabil acest scenariu, acei bani, da, mă rog, bani. Vorbim de criptomonede, Bitcoin, ETH, Doge, SHIB, Monero, XLM și așa mai departe. Toate acelea vor fi luate, da? Și vor fi utilizate pentru a plăti, nu știu, ce au ei de plătit în cazul unui faliment, da? Cam asta au declarat cei de la Coinbase, în schimb cei de la Binance au spus că în cazul în care ei vor avea probleme, nu se vor atinge de fondurile utilizatorilor. Da? Deci Binance este oarecum mai sigur, dar niciodată nu trebuie să dăm crezare 100% unui exchange, trebuie să ne ținem noi criptomonedele noastre, mai ales dacă avem criptomonede care valorează mult, da? Dacă avem, nu știu, 10 Bitcoin, 100 de Bitcoin, 5.000 de ETH și așa mai departe, desigur că trebuie să-i ținem pe un wallet al nostru, la care noi avem controlul, da? Trebuie să deținem controlul acelui wallet. Bun. Și cam atât la momentul actual, încă o știre, hai să terminăm totuși pe pozitiv acest video. Avem aici pe Michael Saylor, CEO-ul de la MicroStrategy. MicroStrategy, o companie foarte importantă care deține undeva la 129.000-130.000 de Bitcoin. Recent, acesta e recent, ieri, cam ieri, a cumpărat încă MicroStrategy a cumpărat încă 480 de Bitcoin, deci undeva Bitcoin în valoare de 10 milioane de dolari. Acesta continuă să cumpără DeepL. Dacă întrebați pe mine, cam puțin 480 de Bitcoin pentru o companie așa de mare, dar mă rog, probabil se așteaptă ca prețul Bitcoin să mai scadă. Bun, deci cam asta este pentru astăzi. Avem aici Michael Saylor de MicroStrategy care cumpără Bitcoin, da, prin MicroStrategy 480 asta. Ne dă de înțeles că el încă are încredere în Bitcoin, dar ne dă de înțeles de asemenea și faptul că este posibil ca bottom-ul să nu fie aici, să nu fie la 17.500-17.600, ci posibil să vedem Bitcoin chiar și mai jos, pe la 10.11-12.000, nu știu, vom vedea ce se va întâmpla în continuare, cam atât pentru astăzi, sper că acest video v-a fost util, sper că v-a plăcut, la revedere!